Doamnelor și domnilor, băieți și fete, bătrâni, ce-a mai rămas din ei și copii, primiți-l în liniște pe Costel! Hei, bună seara tuturor! Ce faceți, oameni? Să fim serioși, nu e nimeni aici, sunt singur. Că știm cum e toată treaba, m-am gândit în perioada asta să-mi filmez specialul și voiam să-l fac cu public, doar că nu se poate, așa că-l fac fără public. Sunt singur și o să fiu un special cum n-ați mai văzut vreodată. Uitați-vă până la final. Mersi! O să pornesc cu o informație destul de tristă despre România. Nu știu dacă știți, dar România este pe locul 2 la migrație, după Siria, și acolo e război. Adică e de înțeles de ce pleacă oamenii din Siria, că e război, dar nu e de înțeles de ce pleacă așa de mulți oameni din România. Suntem imediat după război. Eu cred că dacă e de război, se întorc românii în țară, că nu ne place scandalul, lasă război, bine că nu mai e PSD. Și au fost două valuri de migrație, din ce am citit eu, două valuri de migrație, unul dinainte de 2017, când au plecat foarte mulți români la tot felul de munci, curățenii, construcții, cules de căpșuni, chestii cu că. Și al doilea val de migrație, din 2017, au plecat foarte mulți români, foarte mulți români cu studii superioare, foarte mulți tineri, foarte mulți oameni calificați. Nu aveți impresia că am rămas numai proști aici? Eu de când cu informația asta am rămas cu impresia așa că am rămas numai incompetenți aici. Nu știe nimeni cum să facă o treabă, dar lasă că ne descurcăm, că avem YouTube. Știți cine cred că a dispărut de la noi din țară, odată cu acest al doilea val de migrație? Cine v-a lucrat aici? Erau pe vremuri niște oameni, niște muncitori care veneau la tine acasă și erau indignați de lucrarea făcută înainte. Cine v-a lucrat, doamnă, aici? Îmi spuneau așa că stăteam cu spatele. Cine v-a lucrat aici? Cine v-a lucrat aici lucrează în altă țară. A trebuit să înveți în engleză Who worked here before, lady? Ca să-și atingă potențialul maxim în altă țară. Eu cred că cine a rămas la noi în țară este... Cine v-a lucrat aici e un geniu, chemați-l pe el. Eu n-am cum să vă fac lucrarea asta. Doamne, ce frumos a lucrat, asta e o capodoperă. Eu o să vă las o gaură în perete. Eu și de la țară, eu abia învăț să merg. Cine a mai plecat de la noi din țară? Cine cred că au dispărut așa frumos? Au plecat foarte mulți doctori. Nu înseamnă că n-au rămas doctori la noi în țară. Doar că n-au rămas cei mai competenți. De-aia... Nu te duci la orice doctor așa cu încredere, nu vă supărați, mă doare aici un pic la spate și ăla să-ți dea un răspuns. Nu, de obicei trebuie să ajungi la un doctor, trebuie să suni pe cineva care să știe pe cineva, care să cunoască un doctor care să-ți recomande pe cineva. De obicei te duci la un doctor, nu vă supărați, mă doamne, aici nu cunosc, nu știu, nu... N-am idee. Am un sfat pentru dumneavoastră, mergeți lângă ei, o biserică acolo, sigur o să vă rezolve. Eu acum nu știu de ce simt nevoia să fiu așa sincer cu dumneavoastră, eu nici n-am terminat medicina. Eu am fost angajat aici că eram îmbrăcat în alb. Eu acum trebuie să vă recunosc nu știu de ce, că eram în drum spre karate și uite așa acum am ajuns doctor. Când m-a întrebat cineva, sunteți doctor? Am zis, de ce nu? De ce nu? Mai e o problemă cu o categorie de oameni care nu-și fac treaba, taximetriștii. Nu zic că nu își fac treaba toți taximetriștii, doar că e o categorie de taximetriști care nu te duc la tine acasă. Aia care se retrag la ei acasă. Găsești prin București, pe lângă universitate, hotel intercontinental. Aia care, nu, eu mă retrag la mine acasă. Dacă se întâmplă să stai la ei acasă, poate ajungi acasă. Dar de obicei dialogul e ceva de genul ăsta. Te duci la un taximetrist, nu vă supărați, mergeți în drumul Taberei, un cartier în București, nu, mă retrag în Rahova. Dacă știam, băga-mea și picioarele. Acolo îmi luam apartament. Asta ar trebui să fie un criteriu când îți alegi o locuință pe care să ți-o cumperi în București. Te duci la taximetriști, nu vă supărați. Cam în ce zone mergeți dumneavoastră? Ca să nu stai ca prost să-ți cumperi un apartament unde nu te duce nimeni. Să fii la o retragere distanță de casă. La un moment dat am mers cu un taximetrist care era cam, mă rog, plinuț, e puțin spus. Obezuț, era destul de mare. Adică n-am o problemă cu oamenii grași, îmi dau seama că e greu pentru ei. Doar că când am intrat era adunat tot așa peste volan, avea volanul în burtă, avea tot corpul adunat în față, nici nu mai era parbriz, era ochelar, pur și simplu, așa mi se părea. Era,
M-aș întrebat unde mergem. Zic, presupun că înainte. Nu era plauzibil să facă stânga-dreapta de volan. Mai degrabă lua mașina și o punea stânga. Na, unde merge? Zic, o să ne oprim în Dâmboviță și după aia găsesc eu pe cineva cu care să mă retrag la mine acasă. Că presupun că dumneavoastră vă retrageți în Marea Neagră. Că am eu chestia asta cu taximetriști, îi simt așa. De multe ori îi simt că vor să-mi transmită telepatic lucruri. Eram pe stradă la un moment dat și am simțit la aici în ceafă privirea unui taximetrist. Mă întorc la el, avea privirea de băiatul, ajută-mă, te rog eu frumos, ajută-mă. I-am transmis telepatic ce s-a întâmplat. Mi-am prins mâna sub fund. Zic, cum s-a întâmplat treaba asta? Păi am dat semnal de la creier la corp să se așeze, voiam să intru în taxi. De altă parte am văzut cu atenția distributivă că am un covrig pe scaun. Am vrut să iau și covrigul. Și le-am făcut pe amândouă în același timp. Am vrut să iau și covrigul, am dat să mă și așez. Mi-am prins mâna sub fund. Nu mai pot să-mi scot mâna de sub fund. Băiatu, ajută-mă! Unde pleci, băiatu? Te rog eu, ajută-mă, că-s de 2 săptămâni aici în mașină și nu mai... Mă retrag oriunde vrei tu, băiatu! Te rog eu, mi-e foame! Băiatu, mi-e poftă de... S-a și încălzit covrigul, te rog eu mult! Mă rog, ce vreau să zic este că... Eu clar că nu o să plec de aici, este foarte clar că o să trăiesc în țara asta și mă gândesc la niște soluții ca să ajut România. Mă gândesc la, soluții ca să ne fie bine aici. Am început deja să mă gândesc la problema migrației, adică ajut activ la soluționarea acestei probleme pentru că am deja 3 români făcuți. Eu ajut la repopularea României, am 3 români... Dar dintre aia îi cresc români, nu de export. Vreau să fie români dintre ăștia cărora să le placă aici în țară, să se descurce aici. Mă rog, nu neapărat pentru ei, cât pentru mine, pentru că vreau ca ei să aibă grijă de mine la bătrânețe. Asta e chestia. Eu vreau ca ei să aibă grijă de mine la bătrânețe. Eu cred în treaba aia cu cana cu apă la bătrânețe. Eu cred în chestia aia de cana cu apă adusă de copilul tău. Eu nu vreau mână de filipineză să-mi umble pe acolo. Eu n-am șters la cur să nu fiu șters la cur. Ăsta e motoul educației copiilor mei. Eu vreau ca ei să fie aici. Pentru că așa am primit și eu educația. Am primit educația, măi, să ne descurcăm aici, să avem grijă unii de ceilalți. E bine, dar părinții mei, mama și tata, au militat foarte mult pe treaba asta. Bă, să fim aproape, să ne ajutăm unii pe ceilalți. Mama, în schimb, a avut și niște observații total absurde. Mai veneam de la joacă și eram julit și era, de ce te julești? De ce te julești? Eram, bă, mama, am 5 ani, abia învăț să merg, crezi că zugrav, mă mai julez, mai cad. Dar de ce te julești? Nu te mai juli. Măi, nu te mai juli. Mamă, și-o lua așa foarte personal, nu știu, asocia julitul cu prostia sau habar n-am, dar avea chestia asta, nu te mai juli, nu te mai juli, de ce te julești? Bă, adevărul că mă juleam intenționat, așa de tare o stresa pe maică-mea chestia asta, că mă juleam intenționat. Mă duceam afară, luam un băț și mă juleam la genunchi, efectiv, frecam o oră genunchiul până mă juleam. Eram, bă, femeie, te stresează chestia asta? Chiar poți să mor de la faptul că m-am julit? Da, chiar te neliniștești așa că m-am julit? M-am julit. Da. Acum am aflat că e cu întorsătură toată treaba asta. Se întoarce roata. Acum mi se întâmplă mie chestii de genul ăsta. Pentru că, la rândul meu, am devenit părinte, am și eu copii. Mai mult decât atât, am devenit părinte pentru părinții mei, că-s bătrâni și am grijă de ei. Acum îi țin eu observații absurde lui maică-mea. Nu mai vota cu PSD-ul. De ce votezi cu PSD-ul? Nu mai vota cu PSD-ul. Și maică-mea e acolo, dar crezi că o fac intenționat? Și sunt convins că o face intenționat. Sunt convins că e în cabina de vot cu ștampile. Ia mă, te omoară chestia asta, te stresează, ia. Poți să mor de la asta? Oricum i s-a anulat votul la câte ștampile a pus, deci nu e de la ea. Oricum, ce vreau să zic, încerc să-mi aduc copiii ăștia să le fie bine în țară, să se descurce, să le fie bine. Și am făcut o mică greșeală acum ceva vreme, și anume i-am dus în țări străine, civilizate, în vacanță. Am fost la mare în Grecia, am fost în Italia, în Franța. Normal că au strâmbat din nas când s-au întors în țară. Au văzut otopeni și ce căcatul ăsta? Hai să stăm acolo până se repară aici. Momentan România e la roșu. Hai să ne întoarcem când nu mai are această culoare.
Și am schimbat planul de vacanță ca să fie o bucurie când se întorc copiii în țară, să fie un fel de iuhu, ce bine că ne-am întors în România. Am început să mergem în vacanță în țări mai puțin dezvoltate, în țări subdezvoltate, sub România ca dezvoltat. Am fost în vacanță în Albania. Doamne, ce bucurie este să te întorci în România din Albania. Pe bune, cum am ajuns la graniță, eram în mașină și copiii mei erau cu pumnul sus. Ei, în sfârșit, manele în română, în sfârșit. Am fost în vacanță în Zanzibar, foarte drăguț. O insulă în estul Africii, foarte mișto. Peisaj exotic, în timp ce oamenii o zgribuleau de frig pe aici, noi o ardeam la soare în Zanzibar. Drăguț peisajul, minunat, dar în același timp corupție, sărăcie, boală, Ebola și Sida. Ăia din tribul Masai care mănâncă copii. Asta ultima nu e adevărată, dar și am avut liniște în vacanță. Am apelat la tactica clasică rasistă de cumințire a copilului, te dau la țigan dacă îți mai aduce aminte de ea. Toți am trecut prin toată treaba asta. Eu cred că orice copil și orice părinte a folosit această chestie. Fii cu minte că te dau la o minoritate. Eu sunt convins că până și tatăl nostru a făcut-o cu fiul omului. Era acolo pur și simplu, fii cu minte că te dau la evreu. Și l-a dat ăla părinte dur și autoritar. S-a și întors julit acasă. Și locuiesc în București de suficient timp încât să mă consider un bucureștean e-jet. N-am strâns încă experiența de jet-be-jet, dar de un e-jet am prins. Am know-how-ul, flegmele, înjurăturile în trafic, e ok. Stau în București de vreo 17 ani. Deși sunt un bucureștean e-jet, mi-am păstrat totuși tulpinile de moldovean. Sunt născut în Bacău. Am copilărit acolo și sunt adânc împământenit în meleagul moldovenesc pentru că am două tulpine acolo în pământul moldovenesc, pentru că sunt și o ființă spirituală, sunt în același timp și o ființă spirituală. Eu cred cu tărie, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Îmi place să beau, îmi place alcoolul, eu când nu beau, abia aștept. Frecventez și alcoolici anonimi, în sensul că mă întâlnesc cu prieteni și bem până nu mai știm cum ne cheamă. Și n-are cum să nu-mi placă alcoolul dacă eu provin dintr-o familie care s-a ocupat cu chestia asta. Eu au făcut alcool, ai mei părinți au făcut alcool în casă. Mama și tata transformau de două ori pe an bucătăria în distilerie. Erau acolo cazane de cupru, fructe putregăite, zahăr, tot felul de tuburi dintre alea prinse cu mămăligă dintre alea de dai la pește. Printr-un robinet și o bucățică de vată curgea o substanță incolor într-o fostă sticlă de lapte cu gâtul larg. Făceau cuturele noaptea ca să schimbe sticla, să nu cumva să se reverse țuica peste prin casă. Mai lua taică-miu câte un păhărel, îl dădea peste cap să schimonosea maxim, după care exclama, bun! Că ce am o problemă? E că ce mă deranjează la alcool este toată faza că vorbesc mult. Eu oricum vorbesc mult, am darul vorbirii, nu știu dacă ați observat. Bă, dacă îmi beau, nu mai tac, bă, băiatule, bă, vorbesc. Am momente în care mă întrerup pe mine. Deci zic niște lucruri, după aia văd că zic alte lucruri și am un moment în capul meu, bă, dar vorbeam, ziceam niște chestii și altă voce care a venit de sus această idee, o vom folosi, o vom vorbi pe asta. Asta este. Mă, atât de mult vorbesc, eu am impresia că dacă ies să mor, eu o să mai vorbesc 10 minute, așa, pur și simplu. Sufletul meu se duce spre lumină și corpul meu stă așa întins și este, a, să-ți zic fază, încă 10 minute. Știi ce am observat eu? Eu sunt ca o găină din draie, de-i tai capul și mai merge corpul niște minute ca prostul, efectiv. Este capul, stă pur și simplu jos. De ce te mai irosești? Stai liniștit că am murit. Pe bune, eu sunt un vorbitor, îmi place foarte mult să vorbesc. Eu fac parte din categoria de vorbitori. Sunt trei categorii din punctul ăsta de vedere. Sunt vorbitorii, cei cărora le place foarte mult să vorbească, foarte puțin să asculte. Am un prag foarte limitat de ascultare. Ceva de genul, vine cineva la mine să-ți zic fază. Ăsta e maximul pe care pot să-l duc ca ascultător. Deja la fază îl pierd. Și pe aia în capul meu, stai să-ți zic eu fază. Viața mea e mult mai interesantă decât a ta. Ascultă-mă tu pe mine. În continuare vorbești. Nu mai vorbi. Pe care? Și mai este categoria de vorbitori ascultători, cei care și vorbesc, dar și ascultă, majoritatea dintre voi. Foarte frumos.
Și e categoria specială de ascultători, cei care mai mult ascultă decât să vorbească. Categorie din care nu fac parte copiii mei. Copiii mei chiar nu sunt ascultători. Ideea este că îmi place atât de mult să vorbesc. Eu de aia nu suport să citesc cărți scrise la persoana întâi. Am boală pe ele. De fiecare dată când deschid o carte scrisă la persoana întâi și primele pagini sunt numai am fost, am observat, am petrecut, dar mai tași du-te în gâtul mătii, că numai tu vorbești. Și lasă-mă pe mine să-ți povestesc cum a fost în ultima noapte de dragoste și prima noapte de du-te în gâtul mătii. Oricum, ideea este că fac prostii, fac tâmpenii când beau. Și una din prostiile pe care le-am făcut când am băut a fost să conduc băut și e nașpa, mai ales când te prinde poliția. E oribil să te prindă poliția băut la volan. Și am decis de când am copii ăștia că nu o să mai fac treaba asta. Am 3 copii, am decis când beau să nu mai iau mașina, am decis să iau bicicleta în aceste momente. Am și o bicicletă perfectă pentru a fi condusă băut, are 2 scaune de copil pe ea, fără frâne și fără lumini. Așa îmi place să-mi o ard eu băut pe bicicletă cu copiii mei pe ea. Și am și fost la un moment dat la un botez neinvitat cu copiii mei pe ea. Și simt așa că vreți să vă povestesc chestia asta. Bun, hai să o luăm cu începutul. Soția mea era în Germania, în München, dădea naștere la cel de-al 3-lea copil. Pe ea am rezolvat-o să trecem la mine. Eu rămăsesem în București, în apartament cu ceilalți copii, 2 băieți de 5 și 3 ani în momentul respectiv. Era o frumoasă zi de primăvară, duminică. Aveam 2 beri Heineken în frigider, ca niciodată băieții mei au cerut la nani de după amiază. Când zic ca niciodată, că neam de neamul nostru n-a trăit această experiență, copiii se zică, mi-e somn, vreau să dorm de după amiază. De obicei se ajunge la asta. Treci dracul la culcare, vrei să mă omori? E, în acea după amiază, pur și simplu au venit ei și au cerut la nani. Au venit ca niște zombi pe heroină. Tati, vrem la nani de după amiază. Chestie care nu s-a întâmplat. De obicei, când vine vorba, când trebuie să-i culc eu de după amiază și le zic, băieți, este ora de nani de după amiază, zici că-i surprind la o jumătate de liniuță de amfetamină, proaspăt trasă. Așa sunt ei. Băieți, e ora de nani de după amiază. Acum zici, mă, mâncați așa că am luat asta, ești nebun, n-am cum să dorm acum. Am chef să ascult Rare și să dau din picioare, mi-e sete. Cam așa este cu somnul de după amiază. De fiecare dată e pe zona asta. Au o grămadă de energie. Vrem să ne jucăm. Este important să mergeți să vă culcați de după amiază. De ce este așa de important să dormim de după amiază? Pentru că altfel nu o să creșteți mari dacă nu dormiți de după amiază. Cum adică? Bă, lasă vrăjeala asta, bă, frate. M-am săturat de vrăjeala asta, manipularea asta din partea părinților. Auzi la el, căci că dacă nu dormim de după amiază, nu o să creștem mari. Dar care e faza? Tu n-ai dormit de după amiază? Ce ești așa scurt? Asta dai frustrarea mea că n-ai dormit de după amiază pe noi? Lasă-mă, frate, că uite, și cum, uite cum sunt eu acum de după amiază. Eu am energie, eu am chef să fac lucruri. Lasă-mă, frate, că-i futuna de nu-l vezi. Pe bune, ce e tot atâta? Eu ar trebui să te culc pe tine, tata. Eu ar trebui să te culc pe tine. Uite ce cearcă ne-ai la ochi. Tu ești mai obosit ca mine. Uite ce energie. Unde mă pui? Auzi că nu cresc. Arată-mi un documentar pe Netflix unde se demonstrează științific că, într-adevăr, dormitul de după amiază chiar ajută la creștere. Astea sunt niște chestii care pur și simplu ni le bagi așa ca să stai tu. Nici nu știu ce dracu faci tu când dormim noi. Bei bere, te droghezi. Ce dracu faci tu? Lasă-ne să ne jucăm. Măi băiete, vezi că-ți rup urechile. Ce să faci, mă, să-mi rupi urechile? Astea au 5 ani, sunt aproape noi. N-ai cum să le rupi. Eu dacă-ți fut una, te îndoi. Lasă-mă, frate, că-i fut una în pula mea cu căcaturile astea de nezic. Măi, băiete, unde ai învățat să vorbești așa urât? La stand-up, du-te în gâtul mătii. Și așa se întâmplă. Poate exagerez un pic. Dar așa se întâmplă cu culcatul copiilor de după amiază. E, în schimb, în acea duminică, au venit la mine ca niște zombii. Pe metadonă, tate, vrem la nani de după amiază. Nici n-am știut ce să fac cu mâinile. M-a luat o transpirație rece, eram în necunoscut. Ce să fac, ce să fac? Îmi venea să o sun pe soția mea. Vor la culcare de după amiază. Ce fac, nu-i mai culc? Că n-am mai trăit situația asta. Ce fac? Femeia nu mi-a răspuns la telefon, așa că am apelat la a doua entitate, la a doua
putere în casa noastră, m-am uitat înspre tavan ca înspre cerul și am fost: Doamne, să fie asta semn să beau eu berile alea din frigider? Dumnezeu nu mi-a răspuns. Copiii s-au culcat. Copiii au adormit, s-au culcat. Eu am luat bere din frigider, m-am mutat pe balcon, am început să stau pe telefoane. Prima bere nici n-am băut-o, s-a evaporat în mine. Dacă ești genul de băutor de bere, știi cum e. Prima bere o bei de sete, nici n-o simți. În interiorul tău se face tobogan. Parcă prima bere stabilește așa o conexiune între gură și pișat, să faci pipi. Serios, e așa un tobogan de curge, poți să bei după aia nenumărate beri. Abia a doua bere e prima bere. Îi simți gustul, o iei în guri. Am râgâit. Dar s-au terminat berile. Mai voiam să beau bere. Copiii dormeau. Așa că m-am uitat înspre cerul și am fost: Doamne, e ok să mă duc până la chioș să mai iau două beri? Dumnezeu, după două beri, mi-a răspuns: Da, Costeluș, du-te, sigur că da. Du-te, ia-ți bere. Dar dacă să trezesc copiii mei și nu mă găsesc prin casă, tu ferește să întâmplă ceva, să-mi fac griji? Dumnezeu mi-a răspuns: În primul rând, nici nu-s copiii tăi. Sunt copiii mei cu mâna mare. Sunt copiii Domnului, nu mi-ai citit cartea. Sunt ai mei. Du-te, ia-ți bere. Ăla a fost momentul în care m-am prins: Dumnezeu e băiat. Nu știu, unii cred că e femeie, unii cred că e o energie feminină. E băiat 100%. A stat el cu copiii cât m-am dus până jos să-mi iau bere. Am coborât pe scări, că m-am și bucurat de vacanță. Mi-am mai luat două beri, când m-am întors foarte frumos, copiii dormeau cu Dumnezeu între ei. M-am dus pe balcon, am mai băut și berile alea. S-au terminat berile, copiii dormeau în continuare cu sfărăieturi. Am mai bătut un pic la porțile raiului cu un pic de jenă. Doamne, e ok să mă mai duc la chior să mai îmi iau niște bere? Cum mi-am luat numai două beri, Dumnezeu mi-a răspuns: Bă, eu ți-am zis ia-ți bere. Eu nu ți-am zis ia-ți două beri. Eu nu lucrez cu cifre, eu lucrez cu infinitul. Din punctul meu de vedere, puteai să iei toată berea, puteai să vii la mine de la bere. Am înțeles. Am mai coborât, mi-am mai luat niște bere. Copiii s-au trezit pe la 5:30. Hai 6 beri băute. Cu un alt tati. Nu mai era tati cel care i-a culcat. Era alt tati. Când s-au trezit copiii, eram acolo: Unde bem? Unde bem, băieților, tati? Lăsați vrăjeala, că s-a gândit tati. Nu o trebuie. E întrebare retorică. Vă să mă învățați despre asta, mă bem mai încolo. Nu e problemă. Mergem la un botez. N-am fost invitat, dar acolo măcar sunt copii, cel puțin unul. Și am luat copiii, i-am îmbrăcat și am plecat cu bicicleta, pentru că am zis să fiu mai responsabil, să nu iau mașina, să iau bicicleta. Am ajuns la botez, am plecat de la botez după ce am mai băut și acolo, undeva pe noapte, am luat tot bicicleta frumos, am ajuns în zona unde stăm noi. Se și întâmpla festivalul luminii, o spălare de bani de la Eon, erau închise străzile, lumini pe clădiri, vânzători ambulanți, ceva minunat, așa să meargă la modul: nu s-a întâmplat nimic, s-a întâmplat ceva, nu s-a întâmplat nimic, da? Și pur și simplu eram acolo cu copiii, bucuros că i-am dus în siguranță și că am ajuns în siguranță acasă, i-am dat jos de pe bicicletă și am zis: băieți, mai stăm un pic la festivalul luminii să vă ia tati niște jucării ca să mai spăl un pic din vina că i-am dus așa băut pe bicicletă. După vreo jumătate de oră de stat pe acolo, îmi dau seama că e ora târzie și să mergem acasă să ne culcăm. Și mai îmi dau seama că nu mai știu unde mi-am pus bicicleta. De la prea mult entuziasm, de la prea multă bucurie, unde mi-am pus bicicleta. Mă uit stânga-dreapta, unde este bicicleta? Așa că îngenunchez în fața copiilor și le zic: copii, plecăm într-o nouă aventură. Tati nu mai știe unde și-a pus bicicleta. Mergem să o găsim! O voce stingheră se aude din spatele meu și aud: știu eu, tate, unde este bicicleta. Mă întorc, mă uit în spate, băieții mei erau aici. Ai cui erau copiii ăștia? După murdăria de pe față m-am prins, ăștia chiar erau ai Domnului. Mergeți cu el. Mă întorc la copii, oarecum sceptic, trebuie să vă recunosc că m-am întors sceptic. Când am auzit vocea celui mare: tati, știu eu unde este bicicleta, prima reacție a fost: de unde gâtul mătii știi tu unde mi-am pus bicicleta? Și înainte să mă judecați mai aspru decât o faceți, dați-mi voie să vă spun că cel mare nu știe niciodată unde își pune nimic.
Multe au fost situațiile în care a luat o gură din cana cu lapte și a pus-o lângă el pe scaun și m-a întrebat după aceea, secunde mai încolo, tati, mi-ai văzut cana cu lapte? Coaie, ai pus-o tu aici, lângă tine. Acum nici n-a trecut timp, nici nu poți să zici că a trecut timp, să zic acum ceva timp. Acum timp ai pus-o tu. Ai uitat de la mână până la gură, mâncați-aș gura ta. E prima oară când are sens expresia asta în viața mea. Ăsta e scopul tău în viață, de asta te-ai născut să faci sens în expresia asta? E prima oară când înțeleg. Dar serios, nu vreau să te jignesc, dar ești opus de geniu. Uite, aici e geniu și tu ești aici, în partea cealaltă, lângă cana cu lapte. Și nu e prima oară când se întâmplă treaba asta și mai ales când ești părinte, ai aceste temeri. Când are sclipire de idioțenie copilul tău și te ia panica aia, mamă, sper că nu e așa tot timpul, sper că e doar o chestie și după aia se duce, ca o pată, să-i dai cu scuipat peste prostia aia și să nu mai fie niciodată. Așa, au fost multe momente cu băieții ăștia, cu băiatul meu cel mare. Am fost la un moment dat la un loc de joacă. Era un labirint făcut din gard viu, nu ceva complicat, nu vă așteptați mitologie greacă. Era o chestie simplă. Intrai în el, făceai dreapta, ieșeai, făceai stânga, rămâneai blocat. A rămas blocat 2 minute, cu țipete, încerca să iasă prin gardul viu și făcea în fața și... Tata, ajută-mă! Unde m-ați lăsat aici, tata? Eram, mă uitam la el și eu, oh my God, oh my God, o să trebuiască să strângem bani pentru tine. O să trebuiască să facem o afacere de familie. Normal că influențat de aceste amintiri și așa, când am auzit vocea celui mare, știu eu, tate, unde este bicicleta, prima reacție a fost, marș, că n-ai idee unde este bicicleta. Oricât de băut aș fi, sunt un tată responsabil și nu i-a spune asta vreodată. M-am întors la el cu atitudinea asta, dar vorbele au ieșit altfel. M-am întors la el și am văzut, serios, tate? Chiar știi unde mi-am pus bicicleta? Hai, arată-l, tate, unde am pus bicicleta. Chiar m-ai făcut curios. Zero încredere în el că știe unde este bicicleta. Zero așteptări. Sincer, mă așteptam să-mi arate un tir să-mi vine să-i fut una. Eu asta era așteptarea mea. Să zic că, uite, tate, bicicleta. E un tir în gâtul mătii, e un tir. Suntem pe centură, că am avut eu încredere în tine, să merg după tine. Am făcut 20 de kilometri pe jos. Uite, suntem pe centură, Domnul îi dă muie, fete. E un tir, numără în roțile, sunt 9, o bicicletă are 2. Contrar așteptărilor, merg după el, zero încredere, dându-i un deget în față. Uite, tate, bicicleta! Și mi-arată bicicleta, într-un con de lumină, sprijinită pe un stâlp, așa cum am lăsat-o, fără frâne, fără lumini, fără să fie legată. M-a luat o mândrie de tată, cum nu vă pot spune, m-a luat... Deci băiatul meu a găsit bicicleta. Eram acolo. Băiatul meu a găsit bicicleta. Ăsta mare m-a găsit bicicleta. Bicicleta era rătăcită. Bă, băiatul meu cel mare a găsit bicicleta, mă. Băiatul mare a găsit bicicleta. Ion, un pic de lumină pe băiatul meu. Eroul serii. Aveți nevoie de un stâlp? Pentru că ăsta este stâlpul familiei, mă. Bravo, mă, a găsit bicicleta, mă. Bă, asta e speranța lui tata. Ăsta mare o să-i aducă bătrânului lui tată o cană cu apă la bătrâneță. La patul morți o să-mi aducă o cană cu apă. Asta dacă o să-și aducă aminte unde a pus-o. Bă, fraților, am 3 copii, am o soție, 2 pisici, formăm o familie monovenituală, pentru că sunt singura sursă de venit, în același timp este și o familie policheltuitoală, că se cheltuie în draci la mine în familie. Bă, și eu am muncit mult, eu am tras tare doar eu să aduc bani în casă și chestia asta e o mică trăumiță, trebuie să recunosc. Mama a câștigat mai mult decât tata și înainte și după Ceaușescu. Din cauza asta, mamă, ce mi ți l-a umilit pe om și ce mi ți l-a cicălit și ce l-a ținut în observație tot timpul numai. Pune acolo, te-am rugat frumos, pune mă, ce era cum pune aia acolo, mă. Pune aia în partea aia, mă, frate. Mamă, și taică-miu tăcea
și înghițea toate chestiile astea și maxima lui reacție. Ah, cât prost, lasă-mă femeie în pace, ta, cât prost ești, nu mă. Și noi copiii lui ne uitam la el de fiecare dată când era certat și se vedea că se face mic, mic, mic. În capul nostru copiii ne uitam la el și eram, tata lovește-o. Dă în ea, fă-o să tacă, dă-i una să-i tacă clonțul ăla. Și ăla a fost moment definitoriu în viața mea în care m-am gândit, bă, eu nu mi-aleg un partener care să câștige mai mult ca mine. Eu nu mi-aleg o partener care să câștige bani, punct. N-am nevoie de cicălelele astea în viața mea. N-am nevoie să fiu ținut în observație și încerc tot timpul. Pura, pura, așa. Și așa mi-am căutat eu femeile în viața asta. Așa am căutat, influențat de această chestie. Da, când am început să mă uit după femei să-mi fac o relație cu dânsele, înainte de a porni, a face pasul următor, le întrebam. Și cu ce te ocupi? Uite, lucrez în bancă. Du-te de aici. Nu mulțumesc. Nu vezi-ți de egalitate în altă parte. Nu mulțumesc. Și am găsit-o. Femeia perfectă pentru mine. La 33 de ani. Soție iubitoare. Mama copiilor mei. Nici n-a terminat liceul. Antecedente penale. Yes! Știam că slabe șanse să facă bani. Când am aflat că are niște luni cu suspendare, am avut un pic de erecție. Am avut un pic de erecție, trebuie să recunosc. Și am aflat cu greu, după 3 copii, că nu e de la bani că te ceartă o femeie, că e de la ea. E pur și simplu că e ea femeie și asta cu asta se naște. Trece prin izul ăla, prin râul ăla de ceartă, prin smoala aia, de ea cicăleala aia. Te-am rugat frumos, pe aia, aia. Mamă, și la începutul relației deloc n-avea această chestie. A ținut-o în ea, a ținut-o acolo să fie... A ținut-o strânsă, nu iasă la iveală. Mamă, dar cum s-a născut primul copil? Nici n-a ieșit bine din ea și am fost... Te-am rugat frumos să nu mai pui zacusca în frigider doar cu o unghie pe fundul borcanului. Ia și o mănâncă sau aruncă-l Dracula cu noi. Că nu-l mai mănâncă nimeni. Cine crezi că are poftă doar de un sfert de pâine de zacuscă? Te-am rugat frumos, nu-ți mai pune hainele pe marginea patului, că avem dulapuri. De-aia am cumpărat dulapuri, că altfel cumpăram margine de paturi. Mamă, și-a deschis după aia pe telefon, avea un note, așa, o notiță cu te-am rugat frumos și cu liniuțe. Păi ești nebun, de-abia ce-ai născut copilul. Și mă ceartă în casă. Incredibil, mă ceartă în casă. Tu mai pune acelea ca mea, la, la. Mă, și în capul meu pur și simplu nu pot să dau niciun răspuns, că am o singură chestie, un singur gând. Cum pula mea mă cerți fără bani? Cum ai tupeu să ții la mine fără un șfanț muncit în buzunar? Dar mi se pare așa absurd și ridicol ca ăsta să fie argumentul că, efectiv, maxima reacția mea stau în hibar și fac, da, cât prost, da, ce să fac, da, cât prost, mă, femeie, în pace. Și oricât de mic mă fac pe din afară, că mă inhib, mă rușinez și mă numbar, că nu am niciun argument, n-am nimic de zis, mă fac mic pe din afară, bă, dar pe dinăuntru am un gând care mă face să explodez de putere. Bă, am un gând care mă face să am așa o radiez de bucurie și fericire. Pentru că îmi vine gândul, ia gata, îmi papula, mă omor. Să văd pe cine mai cerți tu după toată treaba asta. Ia să văd, frate, ia să văd cum vă descurcați voi fără mine. Eu nici nu m-aș omoră din depresie sau tristețe, cum se întâmplă la mod acum. Eu aș face-o cu bucurie și curiozitate. Eu aș lua, ia să văd, mă, cum vă descurcați. Șpang! Eu nici n-aș lua-o spre lumină. Eu cred în lumină. Eu am și plătit-o în gâtul măsii. Eu nu o să mă duc înspre lumină. Chiar dacă mă cheamă corul de îngeri. Hai, Costele, într-o preaslăvirea sufletului. Nu mulțumesc, mai stau un pic să văd cum se descurcă, ca să-ți fac piure. Nici nu-l fac cu unt și lapte, îl fac cu apă. Stai, Petre, că vin, că e ok, că m-am săturat. Îmi dau seama de chestia asta că e o glumă, e o poveste care nu stârnește un ha-ha-ha. Mulți oameni se gândesc, oare chiar o avea probleme, Costel? Oare chiar s-a gândit la asta să se omoare? Nu m-am gândit la să mă omor. Nu vreau să mă omor. Să mă omor e ultimul lucru pe care l-aș face. Chestie care nu sună atât de încurajator. Când cineva zice, să mă omor e ultimul lucru pe care l-aș face. Dacă stai un pic să te gândești, să mă omor, să te omori, e oricum ultimul lucru pe care îl faci.
că după aia ești mort. Nu mai ai ce să mai faci. Am și eu o imaginație bogată, nu știu dacă ați văzut treaba asta, dacă ați observat. Eu sufăr de scenarită, îmi place foarte mult să-mi imaginez. Adică mă ajută, dar este și un defect toată chestia asta. Și câteodată e folositoare, câteodată e un defect pentru mine, pentru că am momente în care mă duc atât de tare cu scenarita încât chiar nu are sens. Îmi vine de multe ori să închid robinetul ăsta cu scenarii și nu se poate. De asta zic că poate să fie și un dezavantaj. Vă dau un exemplu. Eram la munte cu familia, cu copiii și cu soția și la munte. Nu vă imaginați că eram în vârful muntelui izolare, frumos, pustiu. Nu, eram în Sinaia, eram la două străduțe de DN1, în plin trafic, era weekend, toată lumea voia să ajungă la munte, era un polițist care decongestiona traficul cu fluierul, era un murmur, se simțea la moto, hai că vrem și noi în vacanță, ce dracu s-ați blocat aici. Se simțea nevoia de grătar, de relaxare și eu eram acolo, în acest peisaj. Am ieșit cu fetița mea atunci, era în marsupiu, frumos, că eram mică, am zis să o duc la aer curat, să mergem și noi frumos în aer curat la două străduțe de DN1, iluzie de munte. Cum mi-a pășit Adidas un petic de iarbă, mi-a venit gândul, dacă mă atacă un mistreț? N-avea cum să mă atace un mistreț. Nu eram în situația să mă atace un mistreț. Eram la 2 metri de trafic și de polițist. Dar eu m-am dus mai departe cu gândul ăsta. Cum mă atacă un mistreț? De ce mă atacă un mistreț? La de ce mă atacă un mistreț, deja l-am și văzut. Cum vine plin de ură spre mine. Ce gâtul mătii cauți în Sinaia. Aștepta să se facă verde la semafor și a fost să-ți iau familia în copită. Și n-am început să mă gândesc cum te atacă un mistreț. E clar că îți pune piedică și începe să te înjunghie cu colții. Pe o parte. Că na, el are colții pe părți. Așa, nu-i are în față. Deci n-are cum să te înjunghie așa. N-are cum să-ți dea cu capul așa. Trebuie să-ți pună piedică și apoi să te înjunghie așa. M-am gândit eu. Dacă e să te înjunghie cu colții așa în față, efectiv mai mult te gâdi la șase. Hei, oprește-te, mistreț, termină. Nu, vezi că se uită soția mea de la balcon. Sunt cu fetița, oprește. Fă ce vrei, du-te în gâtul, mă, fă ce vrei. Deci trebuie să fac asta pe o parte. Deci îți pune piedică și începe să te înjunghie pe o parte așa cu colțul. Și cred că are o parte bună, nu? Are o jumătatea aia mai sănătoasă. Că fiecare are jumătatea mai bună a gurii. Cea cu care mesteci mai mult. Uite, la mine este partea dreaptă. Eu mestec mai mult pe partea dreaptă. Partea stângă am aici o măsea care mă cam doare așa. Am un nerv care nu vreau să rezolv nimic. Mi-e frică de dentist și nu mă duc deloc la stomatolog să-mi rezolve treaba aia. Și nu mănânc în partea stângă. Mai dau așa, o dată pe lună, mai dau câte o bucățică de pâine să văd. Poate s-a rezolvat singur. Poate s-a calmat. Și mai dau așa câte o bucățică și când mă doare, gata. Știu, nu mai în partea stângă, numai în partea dreaptă. Am înțeles. E nervul ăla când îi dau pâine. Bă, te-am rugat frumos! Ți-am zis să mai dai pâine aici! Ți-am zis să mai mănânci aici! Ți-am zis să mai caci aici! Ți-am zis! Pala cu mă nervez așa! Sunt nervul dracu! Da? Deci numai cu partea dreaptă. Și el a venit cu partea dreaptă să mă înjunghi că na. Celălalt poate a mâncat ceva dulce, un bișon. Wow, da, am făcut gluma asta. Și pe partea de altă te înjunghi. Și banc cu coțul. Și am venit și am început să mă înjunghi. Zic, nu poate să mă omoare ăsta. Poate să mă omoare în imaginația mea, să mă omoare un mistreț. Sunt treaz, mă plimb, nu e coșmar. Și zic, trebuie să-l omor, trebuie să fac cumva să-l omor. Și mi-am imaginat că rup o cracă dintr-un copac și dau cu craca aia. Zic, na, era în imaginație craca a fost perfectă de rupt, pentru că era putrezit aici la margine, în rest verde frumos și avea și un cui înfipt în celălalt capăt. Na, am zis să mă ajut un pic în toată treaba asta, să nu dureze foarte mult până îl omor. Am zis, na, putrezită frumos, a rupt din prima, cu un nord așa de mâncegai, de praf, că dacă era să fie verde tot, trebuia dura o oră în imaginație, până făceam stânga-dreapta, o luam și o roteam, mai luam la disc. Ce e asta, mă, dud? Ce dracu e asta? Așa.
A, s-a rupt perfect, jbang, avea un cui înfipt. Na, am zis, a venit cineva și a bătut un cui. Sinaia, căcat, români, ăștia suntem, frate. Dacă tot m-am dus cu imaginația așa foarte departe, nu înțeleg de ce nu mi-am imaginat un copac care să facă pistoale. Arborele de pistol. L-am și prins copt, în perioada respectivă cu pistoalele încărcate, fac, am luat un fruct, du-te în gâtul mătii, poc, poc, mistreț, mort. A zis, o țin cât de cât realist. Am rupt craca aia, nu știu ce, cu cui înfipt, am început să-i dau mistrețului cu craca și cu cui înfipt în ceapă. Ăsta era la modul încercând să mă înjunghierat. Bă, dar de unde căcat ai găsit craca asta cu cuie? Sinaia, frate, ce să faci? Români, vin și bat cuie în copaci. N-ai ce să faci. În fine, l-am omorât. Am pus frumos mistrețul după gât, eram plin de sânge, eram victorios. Foarte important, fetița nici nu s-a trezit în toată treaba asta. Atâta mai trebuia să trezească ea, să-mi fută toată imaginația. Și așa că simțeam așa că sunt un vânător, am vânat pentru familia mea, mă întorceam către soția mea care stătea la balcon, la pensiune și m-am gândit în țâțele goale, să fie goală. De ce să fie îmbrăcată dacă toți sunt în imaginație? Și cu țâțele alea din imaginație, nu cu alea din realitate, că alea nu le mai vrea să le vadă nimeni, îți dai seama, trei copii. Și m-am dus înspre pensiune așa victorios. Și în timp ce mi se derulau toate porcăriile astea în capul meu, fetița mea a făcut și vă jur atât, un simplu zgomot a scos din ea, a făcut... M-am căcat pe mine de frică. N-aveți idee cum am tremurat deodată și a intrat mistrețul în ea. Și m-am mai plimbat o oră după treaba asta, imaginându-mi cum scot eu mistrețul din ea. Dar sunt un pic tensionat, trebuie să recunosc în toată chestia asta, pentru că având imaginația asta bogată și tot ce s-a întâmplat, am un gând care nu-mi dă pace. Eu mi-am făcut vasectomie la sugestia soției mele să fac această chestie. Eu mi-am făcut vasectomie când aveam doi copii, noi avem trei acum. Și cum s-a întâmplat? Ideea este că la un moment dat, după ce am făcut al doilea copil, al doilea băiat, ne-am dat seama că este greu cu copii. Și am decis să nu mai facem copii, să ne oprim din a face copii, că prea ne pricepem să facem treaba asta. Și am decis să folosim prezervativ în făcutul nostru de dragoste. Am început să folosim prezervativ. Și o perioadă a fost cum a fost, după care, la un moment dat, după ceva vreme, vine soția mea la mine într-o zi și îmi zice, Costele, te doresc, mamă, nu mai pot, am dorința asta pentru tine, ia-mă, Costele. Bine, nu mi-a zis chiar așa, dar e gluma mea, pot să fac ce vreau cu ea aici și povestea mea și dacă în povestea mea așa a zis, așa a zis. Și în fine, mi-a zis că hai să facem dragoste, dar vezi că nu avem prezervativ. Ideea e că e ok, că abia ce am ieșit de pe ciclu și e safe. După ce s-a consumat fericitul eveniment pentru mine mai mult, zice, wow, ce mișto este fără prezervativ. Doamne, ce-mi place fără prezervativ. Nu mai vreau să folosim prezervativ. Hai să ne gândim la o metodă contraceptivă definitivă, că nu mai vreau chestia asta. Urăsc senzația de corp străin plus prezervativ. Hai te rog foarte mult să renunțăm la această chestie și să ne gândim la o metodă contraceptivă gen vasectomie. Ce zici? În capul meu s-a tradus la modul vrea femeia să facem sex fără prezervativ, păi face Costeluș pentru fata lui number one vasectomie zi de zi. Nu pleacă fata mea nesatisfăcută pe străzi. Vrea vasectomie? Face Costeluș pentru prințesa lui vasectomie. Ce e aia? Nu cunoaștem, facem. Într-o săptămână eram deja vasectomizat. Nici n-am stat să caut ce e aia vasectomie. În momentul în care făceam operație, nici nu știam ce e aia. Eu am deschis pagina URI la vasectomie, am căutat Nea Caisă vasectomie, am sunat pe fix. Alo, domnul Caisă, puneți și WC-uri? Haideți că împușcăm doi iepuri deodată. Vă aștept la mine. Nu mai luați spirit ca în pălincă bună de Bihor. N-o să bem treaba aia albastră. Sănătate! O zi frumoasă vă doresc! La o săptămână eram deja vasectomizat. Nici nu știu ce e aia vasectomie. Sincer, în momentul respectiv, pentru mine vasectomia era foarte clar.
Haideți să vă explic ce știam. Asta e canalul care duce spermatozoizi înspre lichidul spermatic. Asta se taie, se lipește unul deasupra celuilalt, elimini spermatozoizi în vezică, faci pipi tot timpul spermatozoizi morți. Mai scurt decât atât, spermatozoizii mei nu mai sunt aurolaci, nu trăiesc pe canal. Asta e tot ce știu despre vasectomie. Bum! La o săptămână vasectomizat, am mers vreo 3 zile crăcănat prin casă, zic de acum face Costeluș sex cu fata lui neprotejat când vrea, înțelegeți mai departe expresia. Doar că la o lună după vasectomie vine soția mea la mine cu un test de sarcină, 2 liniuțe, ghiști, am rămas însărcinată. Nu că-s cel mai prost din istoria vasectomiei. Cum adică ai rămas însărcinată? De ce am tăiat aici? De ce am tăiat aici? Că mi s-a dezvoltat o personalitate, Cristian Tudor Popescu. Mi-a rămas întrebare existențială. De ce am tăiat aici? De ce s-a tăiat doamna Bojog? Am o întrebare pentru dumneavoastră. De ce s-a tăiat? Răspundeți-mi concret. De ce s-a tăiat aici? Am chestia asta mine, mi-a rămas întrebare. Eu dacă o să joc vreodată teatru și o să joc Hamlet, întrebarea mea existențială nu o să fie a fi sau a nu fi. Este de ce am tăiat aici? Și apoi o să-mi văd de restul monologului. Mă mai opresc pe stradă ca prostul așa și este de ce am tăiat aici? Și pe aia mă claxonează oamenii să mă dau de pe trecerea de pietoni. De ce am tăiat? În fine, până la urmă a apărut copilul ăsta în viața noastră, sunt genul de om care accept lucrurile foarte ușor. La mine nu contează regimul politic, important este să am mâncare. Am acceptat toată treaba asta lejer, frumos, s-a născut al treilea copil, a crescut al treilea copil, a subt al treilea copil, l-a înțărcat femeia, zic acum stai să vezi că se întâmplă de ce am tăiat aici. Și nu prea se întâmplă de ce am tăiat eu aici. Asta e problema, că nu prea se întâmplă de... Și eu cam vreau să se întâmple de ce am tăiat eu aici. Nu neapărat că îmi doresc, cât să justific de ce am tăiat eu aici. Și s-a produs acest dezechilibru, această chestie de... acest dezechilibru de dorință. Eu sunt mai pofticios, ea parcă nu mai are această poftă și mi se pare aiurea, pentru că am devenit un animal prin casă. Eu numai la asta mă gândesc ca să vă justific de ce am tăiat aici. Asta e mișcarea cu care merg prin casă. Soția mea parcă s-a dus în partea cealaltă, nu se mai gândește la deloc la de ce am tăiat eu acolo. Are un moment dintre ăsta de merge prin casă și pășește pe nori. S-a și dus într-o zonă spirituală, nu mai atingi cu nimic. Are yoga prin casă, face dansuri, tot timpul este, oh, cum o da Dumnezeu. Pe bune, mă deranjează că parcă am devenit bestia din frumoasa și bestia. Eu mai văd că levitează, se duce înspre cer și o trag înapoi cu funia și o leg aici, de aghiz. Trece aici, uite. A venit la un moment dat, eram animalul ăsta prin casă, a venit la mine cu o față așa de senină, parcă avea un soare pe față, un spațiu, soare, nu avea un soare pe față, că ea nu e din Moldova. E de aici, din București, ea nu se dă cu un soare pe față. Fată cum scade de coșul, fată. Bă, dau cu un soare de gâscă și după aceea se face o mare bășâcă așa în vârful nasului și după aia uite ce ten frumoasă. Nu, era senină, vreau să zic. Era foarte senină, vine la mine foarte senină și angelică și îmi zice... Costele, știi ce aș vrea să fac? Și eu ce ai vrea să faci? Eu știu ce aș vrea să fac, dar nu cred că ne pupam în imaginație. M-aș apuca de olărit. Olărește-mi pula. Ăsta a fost primul gând care mi-a venit în cap. Nu vă mint. Olărește-mi pula. Aproape că m-am speriat de ce gând mi-a venit. Olărește-mi pula. Asta era în capul meu. Și m-aș apuca de olărit. Treci și modelează asta. E același lucru. E aceeași chestie, iei o chestie moale, o faci tare, fă un model să văd că te pricepi și îți iau eu mâine o roată olarului, dar ia un pic și fă ceva, fă un model să văd că știi ce faci, fă o ceșcuță, fă o vază pentru o singură garoafă, o chestie mică, stai liniștită că mă învârt eu, nu-i problemă, mă învârt eu. Astea au fost gândurile pe care le-am avut în acel moment, m-am speriat, dar îți dai seama că nu i-am zis asta. Olărește-mi pula. Am gândit tot, dar i-am zis, a, tare, olărit, fain, te sprijin, mișto. Cum să nu? De asta sunt aici. De asta fac eu bani.
să-ți îndeplinesc orice dorință. Sigur că da. Da, și nu prea s-a mai întâmplat treaba asta cu sexul. Și mi-a, da, știi cum e, de la tensiune, de la frustrări, de la pofte, mi-a căzut un gând în creier care a prins rădăcini, s-a transformat în Dita mai copacul în capul meu. Că în momentul ăla noi eram cu doi copii, eu singura sursă de venit, ia antecedente penale, facem un mic rezumat. Poate a gândit-o la modul, are vasectomie, nu mai poate să mai întemeze alte familii. Foarte frumos. Și își asigură cumva traie cu mine. Bă, vulpe-o! Mamă, m-am simțit deodată ca ursul păcălit de vulpe. Tu îți dai seama? Cum să faci asta? Mă, și pentru prima oară în viața mea m-am documentat despre vasectomie, cum să mă pun la loc. Cum să fixez la loc canalul. Vreau să întemeiez familie. M-a luat. M-a luat să întemeiez familie. Aș întemeia familii, bă, ceva de speriat. Și am aflat că este un proces irreversibil. N-ai ce să mai repari. Nu se mai poate. Eu dacă ies să fac copii acum, trebuie să mă duc la o clinică de specialitate, la un doctor specialist care să ia o seringă cu un ac foarte subțire, să mi-l introducă până pe canal, să-mi sustragă de acolo niște spermatoziți pe care să-i pun apoi într-un aparat cu un fel de borcan cu motoraj, să-i pun într-un recipient, să-i învârtă la o viteză atât de mare încât să-i împrăște pe fiecare în parte pe peretele borcanului, după care să-i sustragă pe fiecare în parte și să-i introducă, n-am mai citit că nu o să fac asta niciodată. Cine vrea copilul ăla? Eu nu vreau aia să-i fie prima lui experiență. Eu cred în că toate lucrurile simt. Eu cred în conștiința și a unei pietre. Cum asta să fie prima experiență a unui copil? Să fie sustras de acolo, învârtit într-o teamă. Prin ce trece spermatozoidul ăla? Aia să-i fie prima experiență în materie, să-l tragi de acolo, să-l pui într-... Nici nu știu cum ajunge la ovul. Îl pune, îl mestecă în gură și îl scuipă printr-un pix ca la școală, când îi suiflai niște hârtie în ceafa colegului tău din față. N-am idee, că n-am mai citit. Dar nu vreau treaba asta. Nu vreau copilul ăla să crească mare și pe aia să mă duc cu el într-un parc de distracție să văd o chestie care ne învârte așa. Hai, tate, să ne îndeam în chestia aia care ne învârte foarte tare. Nu, nu, că eu am impresia că m-am mai dat odată. Nu, mulțumesc. Cam asta a fost. Acum nu mai rămâne decât să puneți voi râsetele și vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Pa!